Ansamblul folcloric Carasu a fost constituit în 1990. În decursul anilor, datorită tenacității și talentului celor implicați, ansamblul a devenit foarte cunoscut la toate festivalurile de tradiție din România și din străinătate. Coregraful ansamblului declară că tot ceea ce se realizează are ca unic scop păstrarea, conservarea și promovarea tradițiilor, datinilor și obiceiurilor etniei tătare. Scopul ansamblului Carasu este acela de a promova și de a păstra tradițiile culturale ale etniei tătare. Cât de important este ca tinerii să înțeleagă toate aceste aspecte? Este foarte important pentru că pentru a nu muri valorile acestei etnii, cultura, pentru a se păstra, este nevoie de acești tineri pentru a învăța și a aduce mai departe aceste tradiții, această cultură, limba pe care o vorbim. Și, după cum știu, este valabil pentru orice popor, tinerii sunt viitorul și ei sunt cei care mai departe vor transmite tradițiile noastre tătărești. Prin frumusețea și autenticitatea dansurilor și mai ales prin muncă, ansamblul a reușit performanța de a fi elogiat la numeroasele manifestări din țară și din străinătate. În prezent, tinerii de la Carasu se pregătesc continuu pentru evenimentele naționale și internaționale la care au fost invitați. În perioada 14-17 august ne vom deplasa cu cei de la Mini Carasu la Festivalul Internațional Folcloric de la Breaza. Iar în perioada 28-29 august ne vom prezenta la Festivalul Internațional al Dansului Portului și Cântecului Popular Turco-Tătar, ce va avea loc la Constanța, tradiționalul festival care se organizează de mai bine de 20 ani. Interesant este faptul că printre dansatori se numără și tineri de religie ortodoxă. Mihaela are 19 ani și povestește că s-a înscris în ansamblu în urmă cu câțiva ani, pentru că a fost primită cu multă dragoste și a adus și cele două surori. Am fost primită foarte, foarte bine. Noi cu toții aici suntem ca o familie. Nu mă așteptam să îmi fac prieteni atât de repede și prieteni de durată, pot spune, atât de bine Carasu. Mi-am îndrumat și surorile, mi-am dorit foarte mult să facă și ele parte, deoarece m-am simțit foarte bine aici și știu că și pe ele le atrage în mod deosebit. Acum ele ce spun despre aceasta? Sunt foarte fericite, sunt la fel ca mine, adică mi-au dat dreptate și sunt fericite că au ajuns să facă parte din acest ansamblu. Tradițiile și obiceiurile unui popor sunt cele care îl mențin și îl fac să nu-și uite originea. Și ansamblul Carasu a reușit prin autenticitatea costumelor și a dansurilor să primească de fiecare dată aprecieri și ropote de aplauze.